Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu există decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt, în adevăr, mulți Dumnezei și mulți domni, totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol, și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci, dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele, pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Amin. Așa cum am spus și reiau, cel puțin capitolul 8 este greu de aplicat direct pentru zilele noastre. Pentru că prea puțini oameni din țara aceasta se închină idolului. Și de aceea nu putem aplica direct acest capitol. Și spun un lucru acesta încă de la început ca să știm despre ce e vorba. E adevărat că mulți caută asemănări directe între ce spune Pavel în capitolul 8, închinarea la idol și anumite probleme din zilele noastre, dar e destul de greu să tragi direct aplicația de acolo, închinarea la idol și problemele zilelor noastre. Chiar dacă vorbim de mergem sau nu mergem la masa dată pentru cineva care a murit, e ceva care seamănă, dar nu-i complet. Unii duc lucrurile mai departe și luând din capitolul 10 paharul dracilor și paharul lui Dumnezeu și vin și spun că dacă te duci la o nuntă nepocăită, a ridicat paharul dracilor și nu te duc acolo că intri în comuniune cu dracii. E foarte trasă de păr o astfel de aplicație. De aceea trebuie să fim grijulii la felul în care aplicăm capitolul. Și ce aș vrea să facem în dimineața aceasta, văzând cum abordează Pavel problema pentru Corinteni, să înțelegem principiul care stă în spate. Adevărul pe care îl comunică folosindu-se de ceea ce era specific corintenilor și apoi să vedem în ce fel noi suntem în acest pericol. Și după masă să vedem cum să ieșim din acest pericol. Pentru că spusele lui Pavel sunt foarte dure. Și anume, el spune ceva de felul acesta în capitolul 8. Cunoștința, cunoașterea care duce la rănirea fratelui meu nu vine de la Dumnezeu. Dar numai că nu vine de la Dumnezeu, ci este păcătuire împotriva lui Hristos. Cu alte cuvinte, există ceva în o anumită cunoaștere și în drumul pe care îl parcurg să prind această cunoaștere care duce la distrugerea fratelui meu. Îl rănește, îl slăbește și apoi îl face să piară. Un aspect. Cel de-al doilea aspect este că eu nu sunt vinovat doar de fratele meu, ci devin vinovat de păcat împotriva lui Hristos. De aceea aș vrea să stăm pe acest capitol, să vedem ce se ascunde în spatele închinării la idoli și a felului în care gândeau corintenii vis-a-vis de închinarea la idoli
Și felul în care Pavel vine și atenționează ce stă în spate, ca să prindem și noi și să știm cum să ne raportăm la cunoaștere, unii la alții și la Dumnezeu. Și aș vrea să ne apropiem de text. Și primul lucru pe care vreau să-l spun și să-l scot din textul nostru, sau care cred că reiese din text, este ceva de felul acesta. Nu cunoștința sau cunoașterea în sine este valoroasă, ci drumul ajungerii la cunoaștere și modalitatea ei de exprimare. Toți căutăm cunoștința în sine, dar la cunoaștere ajungi pe un anumit drum. De aceea, nu cunoștințele pe care le capeți în sine au valoare, ci cum ai ajuns la ele. Și apoi cum le lași să se manifeste. Ce faci cu ceea ce știi? Și haideți în textul nostru. Și când ne uităm la textul nostru, în versetul 1 găsim, și se pare că ceea ce spune prima parte a versetului 1 este ceea ce au scris corintenii lui Pavel. Mai țineți minte și în capitolul 7 vine și zice: cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, iată ce vă spun. Și se pare că aici Pavel iară citează din ce zic ei. Și ei spuneam: știm că lucrurile jertfite idolilor, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm un lucru, toți știm. Toți avem cunoștință. Și mai mult decât atât, dacă ne uităm puțin și în versetul 4, corintenii mai afirmau ceva, mai pretindeau ceva vis-a-vis de cunoaștere. Noi știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Și mai știm încă ceva, că există un singur Dumnezeu. Și apoi în versetul 6 se repete: pentru noi, nu ne interesează ce pentru alții, dar pentru noi, noi știm că există un singur Dumnezeu. Și când ne uităm la aceste afirmații, vedem cum corintenii erau extrem de siguri de cunoștința lor. Pretindeau că știu. Și de aceea e normal să poată trăi după cum știu. Dar Pavel face o afirmație foarte interesantă. Și anume: cel care crede că știe n-a parcurs drumul adevăratei cunoașteri și de aceea se îngânfă. Foarte ciudat. Vin corintenii și zic: știm. Știm și asta, știm și asta. Și până în versetul 2 zice așa: dacă crede cineva că știe, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Și apoi, a doua parte a versetului 1 zice: cunoștința îngânfă. Cu alte cuvinte, cel care vine și spune: eu știu. Știu. Are două probleme. Unu, nu a mers pe drumul care trebuie să te ducă la adevărata cunoaștere. Și al doilea, rezultatul unei astfel de atitudini sau unui astfel de drum este îngânfarea, mândria. Uitați-vă ce spune Pavel mai departe. Face câteva comentarii vis-a-vis de pretențiile lor că știu și că nu trebuie să-i mai învețe nimeni și că ei fac ceea ce trebuie. Versetul 2, am citit deja, n-a cunoscut cum trebuie. Și apoi, uitați-vă la versetul 7. Nu toți au cunoștința aceasta. Comparați cu versetul 1. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, ce spuneau corintenii? Știm că toți avem cunoștință. Ce zice Pavel? Tare mie că ceea ce știți voi, nu știți. Pentru că nu toți au cunoștință. Apoi, uitați-vă în versetul 4. Noi știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Dar, pe urmă, și o să comentez puțin mai încolo, în versetul 5 când ne uităm, zice: chiar știți că e un singur Dumnezeu? Da, știu că știți că e un singur Dumnezeu, dar chiar știți că e un singur Dumnezeu?
în felul în care trăiți și îndemnați pe alții să trăiască? Păi, dacă este un singur Dumnezeu, cum se poate face că un credincios care știe că e un singur Dumnezeu ajunge să meargă în templu și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor ca și cum chiar există idol? Respectiv, când spui că știi că este un singur Dumnezeu, cunoști toate implicațiile acestei afirmații. Pe de altă parte, dacă ne uităm în capitolul 10, tu spui că te poți duce într-un templu să mănânci la masa unui idol, că știi că idolul nu-i nimic. Dar uitați-vă, vă rog, în capitolul 10, versetele 19 și 20. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Care ar fi răspunsul? Nu-i nimic. Asta știau și ei. Dar uitați-vă ce mai zice Pavel. Nu, asta o știți? Dimpotrivă. Eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și atunci când tu te duci, spun eu, ideea care vine în templu și tu stai la masa idolului, cu cine ai intrat în părtășie? Cu nimic? Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Ce am vrut să spun până acum este că atunci când cineva vine și stă ferm, spunând că el știe, are o problemă. N-a ajuns sau n-a mers pe drumul adevăratei cunoașteri. Pentru că adevărata cunoaștere trebuie să te facă să ajungi la concluzia sau drumul adevăratei cunoașteri. Trebuie să te ducă la concluzia că cunoști în parte. Ce știi este doar o parte a adevărului. O mică parte a adevărului. Și de aceea, adevăratul drum al cunoașterii niciodată nu scoate pieptul, ci întotdeauna pleacă capul. Adevăratul drum al cunoașterii nu îngânfă, nu duce la mândrie, ci duce la smerenie, la dependență. Puțin mai încolo, și vom ajunge și în capitolul acesta, în capitolul 13, apostolul Pavel spune ceva de felul acesta. Cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci voi vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Observați? Cunoaștem în parte, indiferent de nivelul de maturitate și de cunoaștere la care ai ajuns. Cunoști în parte. Dați-mi voi să dau un simplu exemplu. Câți dintre dumneavoastră locuiți în Cluj? Sus mâna, vă rog. Haideți, fiți amabili, sus mâna. Bun. Spuneți-mi, vă rog, cine locuiește pe strada Fabricii, numărul 79, apartamentul 15? Nu știți? De câți ani sunteți în Cluj? Dacă v-aș fi întrebat la început, cunoașteți Clujul, ce mi-ați fi zis? Da. Nu trebuie să mă duc așa de departe de unde locuiți. Și dacă m-aș duce în blocul dumneavoastră și v-aș întreba, spuneți-mi, vă rog, câți șobolani locuiesc în subsolul blocului în care stați? Câte cârtițe sapă în grădina din casa dumneavoastră? Câte râme sunt? Le știți, frate? O știți? Le știți cârtițele? Cred că n-aveți numărul corect. Câte bacterii v-au invadat pielea în dimineața aceasta? Și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, știți procesul chimic care s-a întâmplat peste noapte, care a dus la digestia a ceea ce ai mâncat dumneata aseară până în dimineața aceasta? Știi cumva? Nu știu. Și am dat exemple banale.
de lucruri care sunt la vedere. Și știm aproape nimic. Ce să mai vorbesc de lumea nevăzută? De lumea din adâncul mării? De miliardele de miliarde de planete? De nu știm câte alte ființe care mai sunt în univers și care toate iau decizii? Și de aceea a pretinde că știi este o mare dovadă de înfumurare, de mândrie. Drumul pe care ai mers este unul incorrect, pentru că adevărata cunoaștere smerește. Drumul falsei cunoașteri îngânfă. Și mai mult decât atât, drumul falsei cunoașteri este unul egocentric. Falsa cunoaștere vine dintr-un drum pe care eu mă duc să cunosc pentru mine. Dați-mi voie să explic ca să mă înțelegeți mai bine. Biserica din Corint se găsea într-o dilemă, sau credincioșii bisericii din Corint se găseau într-o dilemă foarte greu de rezolvat. Și despre această dilemă le scrie Apostolul Pavel în capitolele 8 la 10. Și anume, ei trăiau într-o cultură politeistă, cu mulți, așa ziși, dumnezei. Dar numai că trăiau într-o cultură politeistă, ci închinarea la idoli era ceva normal, parte a existenței fiecărui om. Atât închinarea în domeniu privat, o făceam eu personal, fie la mine acasă, fie la templu, cât și închinarea ca și comunitate, ca și cetate. Orice activitate aproape era legată de idol. Nu puteai să fii parte dintr-o societate, dintr-o cetate a vremii și să nu fii implicat într-un fel sau altul în închinarea la idoli. Repet, fie într-un mod privat, fie ca și comunitate. Existau sărbători care însemna închinarea la idoli și în care era implicată toată cetatea, de la mai mari cetății și până la ultimul om din cetate. A nu participa la o astfel de întâlnire, la o astfel de festivitate care s-a lăsat cu o masă, cu un banchet, însemna a fi declarat ateu. Ba mai mult, răzvrătire împotriva idolilor. Și Doamne ferește să se întâmple o calamitate în urma sau după această sărbătoare și să știe că au fost indivizi care nu s-au închinat idolului. Care credeți că ar fi concluzia firească? Idolii s-au răzbunat și ne-au pedepsit pentru că au fost unii care nu l-au onorat. Și nu au fost puține situațiile în istoria creștinismului când creștinii au fost persecutați din pricina acestor amănunte, le-am zice noi. Acesta este un aspect. Al doilea. Foarte multe festivități sau ocazii normale de relații erau legate de idol. Ca de exemplu, se face și în zilele noastre, împlinește fiul sau fiica 18 ani. Și nu prea cred că mai este la ora aceasta cineva care să nu facă o mică ceremonie, să marcheze faptul că ficiorul sau fata mea au ajuns la maturitate. Și invită prieteni. Nu prietenii părinților, prietenii copilului. Și să dă o masă. Nimic rău. Doar că, în vremea respectivă, multe, dacă nu cele mai multe din astfel de festivități se organizau la templu. Nu acasă. Templu era și un fel de restaurant. Și dacă o făceai acasă, înainte de a mânca carnea, alimentele, mai întâi te duceai și le închinai zeului. Și abia pe urmă le aduceai acasă și le dădeai. Acum,
Întrebările care se ridicau erau următoarele. Eu ce fac? Mă duc sau nu mă duc? Fratele meu dă o masă. Și fratele meu de trup, sau sora mea, sau unchiul meu, sau mătușa mea, sau ficiorul meu dă o masă, dar masa în templu. Pentru că asta era cultura. Asta era normalitatea. Orice schița templelor importante, printre altele, aveau o sală de festivități, de luat cina sau amiază-sa. Și erai invitat. Ca și creștin, te duci sau nu te duci? Nu e ușor să răspunzi. A doua. Știți foarte bine că la temple se aduceau jertfe, animale și altfel de jertfe. O parte din această jertfă era arsă pe altar. O altă parte era dată preoților. Și ce mai rămânea? Mânca cel care o aducea. Ce luau preoții, mâncau preoții. Dar vă dați seama că nu puteau mânca atât. Și de aceea, ce rămânea se vindea. Fie în magazine de carne, fie în piața publică. Aproape nu exista carne și cred că nu exista carne de vânzare și care să nu fi fost mai întâi închinată zeului. Dar ce faci? Cumperi carne sau nu cumperi? Sau nu mai mănânci carne? Un alt lucru. Îl găsim pe Pavel aici vorbind de a mânca sau nu mânca carne. Pentru mulți oameni din Corint și nu numai din cetățile vremii, mâncatul cărnii se rezuma doar la ocaziile speciale când se dădea o sărbătoare a cetății. Nu își puteau permite să cumpere carne. Mâncau de la sărbătoare la sărbătoare. Și acum e o ocazie să mănânci și tu carne. Ce faci? Răspunsurile, repet, nu sunt simple. Și asta era problema. Adăugați la toate acestea faptul că în biserica din Corint erau cel puțin două categorii. Cei care mergeau spre legalism, veniți dintre iudei, știți foarte bine, iudeii aveau reguli foarte stricte cu privire la ce pot mânca și ce nu pot mânca. Au devenit creștini, dar rămâneau iudei. Și atunci toată scrupulozitatea iudeului, care era parte din biserică și care încerca să spună cum trebuie să trăiască creștinul. Adăugați la aceasta scrisoarea trimisă de apostoli în Fapte, capitolul 15, când le-a scris ce să facem cu tăierea împrejur. Și printre altele le-a scris să vă feriți de închinarea la ideri sau de a mânca din lucrurile jertfite idolilor. Și veneau cu scrisoarea. La iudei adăugați cam în aceeași categorie oamenii care îi găsim peste tot în biserică, oamenii foarte sensibili, extrem de grijului cu orice detaliu care le-ar putea păta conștiința și de aceea care vor să facă totul corect. Și oamenii aceștia, extrem de sensibili, știind anumite lucruri, ce să facă? Asta e o tabără. Lângă tabăra, sau opus de ei, era tabăra oamenilor liberi. Cei care ziceau, avem libertatea în Hristos. Hristos ne-a făcut liberi, de aceea putem să trăim liberi. Și putem să facem orice, putem merge oriunde, pentru că Hristos ne-a eliberat și putem să trăim liberi. Și cele două erau în aceeași adunare. Și scriu lui Pavel, Pavele, ce să facem? De partea cui ești? Dați-mi voie să cred că nu i-a fost ușor lui Pavel să răspundă. Probabil toți se așteptau să spună, dacă e așa, uitați următoarele reguli. Asta să nu o faceți, la mormântări nu mai mergeți, la nunți nu vă mai duceți și o rezolva problema.
Mulțumim Duhului Sfânt al lui Dumnezeu că i-a dat suficientă înțelepciune lui Pavel să nu tragă nici la stânga, nici la dreapta, ci să meargă pe drumul drept. Și drumul drept înseamnă mai întâi să vedem care nu-i drumul drept. Pavel aici scrie arătând sau vorbind celor care considerau că au adevărata cunoaștere și se pretindeau liderii bisericii. Cei care creau cea mai mare presiune că suntem creștini liberi, de aceea trebuie să ne manifestăm libertatea. Și defineau într-un anumit fel tiparul de om matur. Și Pavel le scrie. Și arată ce stă în spatele drumului cunoașterii false. Drumul cunoașterii false este drumul în care caut răspuns la întrebări de genul celor care vi le-am spus, dar care să mă ajute să știu eu ce să fac. Eu ce pot permite să fac? Eu până unde mă pot duce cu libertatea mea? Eu vreau să știu cum să-mi trăiesc complet liber toate drepturile pe care le-am în Hristos. Cu alte cuvinte, drumul falsei cunoașteri și a falsei libertăți are ca și punct central egocentrismul. Preocuparea pentru eu. Preocuparea pentru mine. Și de aceea, drumul falsei cunoașteri, neținând cont de celălalt, va duce la jignirea celuilalt. Va duce la distrugerea celuilalt. Și în ultima instanță va duce la păcătuire împotriva lui Hristos. Dați-mi voie să explic lucrul acesta. Cel care crede că știe, din pricina faptului că el crede că știe și preocupat să știe ce să facă el, nu va ține cont de ce se întâmplă în celălalt. Pentru că el nu-i preocupat de ce se întâmplă în celălalt. De fapt, nici nu-l interesează. E problema lui, n-are decât să cunoască și el. În ultima instanță, toți avem acces la cunoaștere, ai și tu cunoaștere, de ce nu trăiești pe măsura cunoașterii tale? Și de aceea drumul falsei cunoașteri este drumul egocentric. Pentru că se concentrează doar pe sine și nu se gândește la celălalt. Uitați-vă de la versetul 7 la versetul 11. Pavel vine și spune, tot, citează pe ei, tot știm că un idol este tot una cu nimic. Dar te-ai gândit că s-ar putea să fie unii care nu știu? Și zice el, nu toți au cunoștința aceasta, ci sunt unii care fiind obișnuiți cu idolul ca fiind ceva, va mânca din jertfele, din lucrurile jertfite idolului, ca fiind închinate idolului și conștiința lui este întinată. Pe urmă, te-ai gândit ce se întâmplă când cineva te vede pe tine în templu mâncând? Nu te-ai gândit. Și Pavel zice, hai să-ți spun. Era templul, era altarul, acolo undeva erau câteva încăperi în care se putea lua masă, se dădeau banchete și în fața acestora era un pătrat de câțiva 15-20 de metri latura, 25 de metri, în care era piața publică. Nu aveau uși termopane, nu era nicio ușă. Și venea fratele convertit alaltăieri, luna trecută. Mergea la piață să cumpere lucruri. Și cu toate frământările lui în cap, să cumpăr carne, să nu cumpăr carne. Dacă a fost jertfită idolului,
idolul îi ceva, nu-i ceva, mai trebuie să mai țin cont de idol, nu trebuie să mai țin cont de idol, ce să știu face? Se ducea la piață. Și când stătea la piață să facă cumpărăturile, se uita și îl vedea pe prezbiterul bisericii la masă în templul idolului. Spuneți-mi, vă rog, care era procesul gândirii fratelui slab de acolo încolo? Ziceți-mi, vă rog. O fi idolul ceva sau n-o fi? Păi dacă fratele meu, prezbitorul bisericii, s-a dus în templu și mănâncă, ce gândește el despre idol? E ceva sau nu e nimic? Păi dacă nu e nimic, ce stă acolo? Hai să mai spun ceva ca să înțelegem și mai bine. Pe vremea aceea, nu exista vreun idol care să știe tot și care să poată rezolva tot. Nu la voia întâmplării, puțin mai jos, când Pavel vorbește de Dumnezeu, zice Dumnezeu din care și pentru care sunt toate și Hristos e Domn de la care sau prin care suntem toți. Deci tot. Pe vremea aceea fiecare idol avea specialitatea lui. Aveai nevoie de sănătate, te duceai la idolul care se ocupa cu sănătatea, nu te duceai la ăla care se ocupa cu furtuna. Aveai nevoie de belșug în recoltă, te ducea la idolul care se ocupa cu belșugul în recoltă. Nu te ducea la ala cu sănătatea. Și așa mai departe. Și fiecare idol era specializat. Nu era niciun conflict faptul că te închini la mai mulți idoli. Ba din contră, era necesar să te închini la toți idolii dacă se poate, pentru că de toți ai nevoie, fiecare cu specialitatea lui, să-ți rezolve problemele. Și atunci, chiar dacă ai un idol preferat sau unul care o fi șeful, te închin lui, dar mai ai nevoie și de alți idoli. Nu știm că există un singur Dumnezeu, așa este, dar le rezolvă pe toate. Păi dacă fratele prezbiteor stă la masă în casa asta de idoli, oare ce s-a dus acolo? Nu s-a dus pentru că are nevoie și de ajutorul? Păi dacă s-a dus care are nevoie de ajutorul idolului, eu ce să fac? Păi n-ar trebui să fac și eu același lucru. Și de aceea Pavel vine și spune, da, tu ai cunoștință și trăiești pe măsura cunoștinței tale, dar ce devii pentru celălalt? O pricină de poticnire, un prilej de cădere, o ocazie de a-i răni cugetul, de a-l face să săvârșească lucruri de care nu-i convins sau să săvârșească lucruri rele. Aș vrea să definez puțin pricină de poticnire înainte de a merge mai departe. Pentru că nu întotdeauna este bine înțeleasă pricina de poticnire. Atât în textul nostru, cât și în Romani, capitolul 14, pricina de poticnire sună ceva de felul acesta. Cel matur spiritual sau cel care pretinde că e matur spiritual sau de mai multă vreme în adunare devine pricină de poticnire pentru cel imatur spiritual sau pentru cel care a venit de puțină vreme în adunare. Acesta este sensul cu care este folosit întotdeauna când se vorbește de pricină de poticnire. Unul care este considerat ca și fiind cineva, ca fiind cineva în adunare, unul care este considerat că știe adevărul, prin comportamentul lui sau prin vorbele lui, îl determină pe cel care nu știe, fie că n-a avut timp, fie că n-a învățat până atunci, ce trebuie să facă și îl determină să facă ceva împotriva conștiinței lui. Prin urmarea exemplului. În cazul acesta este prezbiterul bisericii s-a dus să mănânce într-un templu de idoli. Mulți n-au cunoștința că idolul e nimic, pentru că în toată cultura, repet, în toată educația lui, idolul este ceva și trebuie să ții cont de idol. Dacă la asta adăugăm că trebuie să ții cont de idol pentru că sunt spirite rele care locuiesc în alimente,
Și spiritele rele care locuiesc în alimente te pot poseda când mănânci alimentele, dacă nu sunt închinate idolului. Spune-mi, vă rog, ce ați face? Spiritele rele locuiesc în alimente. Odată ce mănânci alimentele, ai mâncat spiritul rău. Și odată ce ai mâncat spiritul rău, spiritul rău te posedă. Singura cale să scapi de spiritul rău este să închini alimentele idolului. Ce ai face? Deci lucrurile erau extrem de presante pentru ei. Și atunci aceasta este pricina de poticnire. Un om care este considerat mai matur, cu cunoștință, săvârșește o anumită faptă prin care îl determină pe celălalt care nu are cunoștința să săvârșească aceeași faptă, dar fapta fie este păcat, fie nu vine din încredințare, din cunoaștere, ci este împotriva propriilor convingeri. De ce spun asta? Pentru că de multe ori aud expresii de genul de la surori sau frați cu vechime în adunare. Și vorbesc de toate adunările, nu mă refer la adunarea din Mănășteori. Care vin și spun despre tineri convertiți sau tinere convertite. Păi trebuie să schimbe coafura, păi trebuie să schimbe îmbrăcămintea, trebuie să-și ia cercei că sunt pricină de potignire pentru mine. Spuneți-mi, vă rog, corect sau incorect? Sunt pricină de potignire sau nu sunt pricină de potignire? De ce nu? Pentru că cine poate fi pricină de potignire pentru cine? Cel imatur spiritual pentru cel matur sau cel matur pentru cel imatur? Aha, în cazul nostru. Oare nu cumva îi o leacă de bârfă și o leacă de lipsă de maturitate? Când spun trebuie să schimbe pentru că mă jignește pe mine, este cunoaștere egocentrică sau cunoaștere în care mă gândesc la celălalt? Pe cine îl vezi? Pe el sau pe tine? Este o cunoaștere care a venit pe procesul corect sau pe procesul incorect? Nu vă supărați pe mine. Dar e important să știm. Întotdeauna pricina de poticnire este cineva tare pentru cineva slab. Cineva care cunoaște pentru cineva care nu cunoaște. Și prin exemplu îl determin să facă ceva împotriva conștiinței sau împotriva legilor și poruncilor lui Dumnezeu. Aceasta e pricina de poticnire. Cealaltă poate să fie prin atitudinea cu care vine îmbrăcăminte să-mi jignească ochii, să-mi jignească bunul simț estetic. Da, se poate. Dar atunci trebuie să explic lui care e problema. Nu să-i spun, ești pricină de potignire, pentru că trebuie să fiu mai mare. Eu nu cred că dacă un bebelaș șade la masă și în timp ce îi dai lingura și ia lingura și își pune mâncarea păstă tot, numai în gură, nu nimerește, tu zici, dacă tu faci așa, și eu fac ca și tine. Și te pui la masă și faci cu lingura că o deveni pricină de potignire și faci ca și el. Nu cred că face cineva ceva de felul acesta. Ci zici, domnule, un bebelaș, trebuie să-l învăț, trebuie să-i explic, trebuie să-l ajut să priceapă. Asta ar trebui să fie atitudinea. Da? Sigur că mă deranjează când mi-aruncă cu lingura supa pe mine. Da? Mă deranjează. Dar asta nu înseamnă că trebuie să spun, noi de aici încolo, dacă nu schimbi atitudinea, mă apuc și-o și mânca tine. Bun. Așa cum am spus, drumul farsei cunoașteri este drumul în care sunt concentrat asupra mea, egocentrat. Pe mine mă interesează un singur lucru, să știu care sunt libertățile, după care vreau să-mi trăiesc libertățile plenar. Treaba lor. Dacă nu le place, e treaba lor. Eu știu că în ultima instanță clădirea asta nu-i casa lui Dumnezeu. Și așa e. În clădirea asta nu locuiește Dumnezeu. Așa e.
Știu că Dumnezeu se uită la ce e în sufletul omului. Așa e. De aceea mă pot duce oricum. Aici avem de discutat. Așa e. Clădirea asta nu e casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Dumnezeu nu locuiește în clădirea asta, că altfel am închide aici și ne-am duce acasă. Ci Dumnezeu locuiește în noi. Dar eu te întreb, în prezența lui Dumnezeu te poți duce oricum? Și aceea nu-i problema că vii aici îmbrăcat oricum, pentru că nu-i casa lui Dumnezeu. Ci problema este, la ce te gândești când vii oricum? Te gândești la Dumnezeu? Te gândești la frați? Sau la exprimarea trăirilor tale? Nu știu dacă mă înțelege ce vreau să zic. Problema este pe ce ești focalizat. Egocentrism? Sau Dumnezeu? Sau semene? Pentru că, repet, cel care crede că știe, fiind egocentrat, nu este interesat de ce face el pentru Dumnezeu, ci este interesat de ce poate obține de la Dumnezeu. Până acum am discutat de frați, da? Nu-l interesează frații. Păi îl interesează să trăiască cum știe el că trebuie trăit, să fie liber. Dar mai e un pericol. Nu ești interesat nici măcar de Dumnezeu. Nu ești interesat de ce ar trebui să trăiești tu pentru Dumnezeu, de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, ci ești interesat de ce poți, de ce ai obținut tu. Și dacă ai obținut ceva, duci la limita maximă, trăire. Dați-mi voie să scot din text lucrul acesta, sau să arăt că reiese din text lucrul acesta. Uitați-vă la versetele 4 la 6. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, și se pare că Pavel îi citează iarăși, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Și apoi explică, chiar dacă ar fi așa numiți, noi știm. Nu-i nimic decât un singur Dumnezeu. Și apoi versetul 6, pentru noi, chiar dacă pentru alții o fi altfel, nu este decât un singur Dumnezeu. Tatăl și un singur Domn, Iisus Hristos. Pavel subscrie din toată inima la aceste afirmații. Numai ca de obicei, vine și face niște precizări. Dacă este așa, prin felul în care gândești și trăiești, afirmi lucrul acesta. Și de aceea Pavel vine și face câteva mențiuni legate de Tatăl și câteva mențiuni legate de Fiul. Pentru că și în vremea aceea, și mai ales în zilele noastre, există ceva de felul acesta, sloganul. Este un singur Dumnezeu. Unii spun Dumnezeu, alții spun Iahve, alții îi spun Elohim, alții îi spun Allah, alții îi spun Buddha. În ultima instanță există un singur Dumnezeu. Și oricine care se închină lui Dumnezeu, se închină aceluiași Dumnezeu. E adevărat că îi spune altfel. Oare despre asta discută? Nu. Ce înseamnă că este un singur Dumnezeu? Și de aceea Pavel zice, da, sunt de acord cu voi, este un singur Dumnezeu. Întrebarea este, cunoașterea ta de Dumnezeu, ce-ți spune? La ce te duce? Pentru că adevărata cunoaștere trebuie să ducă la anumită raportare la acest un singur Dumnezeu. Și spune câte ceva despre Dumnezeu și câte ceva despre Hristos. Unul legat de numele lui Dumnezeu și al doilea legat de relația mea cu Dumnezeu. Dacă este un singur Dumnezeu, atunci prin ceea ce faci, trebuie să onorezi acest singur Dumnezeu. Și anume, de la care vin toate lucrurile, Dumnezeu Tatăl și Hristos, prin care sunt toate lucrurile. Și apoi completează. Dacă ai o cunoaștere corectă a unui singur Dumnezeu, trebuie să mai știi ceva. Tatăl, pentru care trăim, și Iisus Hristos, prin care suntem și noi. Nu acum. Dacă este un singur Dumnezeu de la care vin toate lucrurile, spune-mi, te rog, cunoașterea care o ai, de unde ai primit-o?
Al doilea, dacă este un singur Dumnezeu pentru care trebuie să trăim toți, tu pentru cine trăiești? Dacă este un singur Dumnezeu și prin felul în care tu trăiești și te manifesti și prin ceea ce spui, dai voie ca și cel care se închină lui Allah să spună că e în ordine, e un singur la același Dumnezeu, și cel care se închină lui Buddha, mai este un singur Dumnezeu. Buddha, Allah, sunt cel din care vin toate lucrurile. Este creatorul cerului și al pământului. Este Allah, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Este Buddha, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos? A făcut Buddha și Allah planul de mântuire prin care să-și trimită fiul? Pe cum să-și trimită fiul când n-are fiu? Și atunci, tu spui că este un singur Dumnezeu, întrebarea este, chiar așa o fi? Prin ce gândești? Dar prin ce trăiești? Și dacă mergem la Corinteni, când corintenii mergeau la templu și își exprimau libertatea și venea un frate și se închina unui idol, spuneți-mi, vă rog, prin trăirea lui comunica că e un singur Dumnezeu sau că sunt mai mulți Dumnezei? De aceea spune că este un singur Dumnezeu, trebuie să însemne că tu trăiești doar pentru El. Versetul 6. Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. A declara că tu crezi într-un singur Dumnezeu, obligatoriu, adevărata cunoaștere, trebuie să însemne că trăiești pentru acel unic Dumnezeu. Falsa cunoaștere nu le interesează să trăiască pentru Dumnezeu, ci le interesează să trăiască liber. El nu-i preocupat să știe despre Dumnezeu cum să-și pună în slujba lui Dumnezeu tot ce are, ci îl interesează ce mi-a mai dat Dumnezeu ca să mă pot bucura de viață. Și numele lui Dumnezeu? Păi, Dumnezeu e bun. Are destule. Ce să mai dau și eu? Aș vrea să mă apropii de încheiere și să mai spun un singur lucru, urmând ca după masă să ducem acest punct mai departe. Este o afirmație interesantă în textul nostru, care pe urmă este preluată și dusă în capitolul 9. Uitați-vă, vă rog, versetele 2 și 3. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, ce ne-am așteptat ca paralelismul să fie corect? Ce ne-am așteptat să urmeze? Ajunge la adevărata cunoaștere. Dar nu așa zice. Ci spune, dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Repet, ne-am așteptat așa. Dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a ajuns să cunoască cum trebuie să cunoască. Dacă cineva iubește pe Dumnezeu, ne-am așteptat să fie, ajunge la adevărata cunoaștere. Dar textul nu spune așa. Și textul spune, cine crede că știe, o mors pe drumul prost. Și de aceea cunoașterea n-are nicio valoare. Și cum trebuie să merg, sau pe care drum să merg ca să ajung la adevărata cunoaștere? Iubirea de Dumnezeu. Dar ciudat, ești cunoscut de Dumnezeu. Despre ce e vorba? În falsa cunoaștere sunt preocupat de ce știu eu. În adevărata cunoaștere, adevărata cunoaștere este preocuparea ce crede Dumnezeu despre mine. Dacă Dumnezeu recunoaște ceea ce eu știu, dacă Dumnezeu recunoaște ca fiind corect ceea ce eu știu, dacă Dumnezeu recunoaște că ceea ce fac eu este corect, nu dacă eu consider că e corect ce știu, nu dacă eu consider că ce fac e corect, nu asta e adevărata cunoaștere. Adevărata cunoaștere este când Dumnezeu vine și spune așa-i.
Și de aceea numai cine îl iubește pe Dumnezeu și caută să-i fie plăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va descoperi și va zice, așa-i. Altfel, dacă sunt preocupat de ce știu ca să pot trăi liber, sunt pe drumul fals. Și va ajunge la ceea ce spune textul. Să-mi jignesc frații și sunt frații mei. Să le slăbesc cugetul și să-i fac să piară, adică să meargă în iad, pentru aceea pentru care a murit Hristos. Cum pot spune că eu îl iubesc pe Hristos când îi jignesc frații? Cum pot spune că eu îl iubesc pe Hristos când nu mă interesează mântuirea fraților mei pentru care a murit Hristos? Asta e întrebarea lui Pavel. De aceea, adevăratul drum al cunoașterii presupune autentica iubire de Dumnezeu, pentru că atunci Dumnezeu va recunoaște în mine ceea ce e corect, pentru că eu sunt preocupat să fac ce e plăcut înaintea Lui. Dați-mi voie să mai dau trei texte din Vechiul și Noul Testament. În 2 Timotei este o situație similară cu cea de aici. Sunt falși apostoli care veneau și propovădeau adevărata cunoaștere, și anume, Hristos a și venit. Da? Învierea a și venit. Și Pavel vine și le spune că au o problemă, ei sunt însemnați în cugetul lor. Și apoi versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Deci 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și apoi, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Cele două nu pot fi dezlipite. Domnul te recunoaște ca fiind ai Lui când te depărtezi de fără de lege. Și de aceea drumul adevăratei cunoașteri este sfințirea. Dumnezeu să găsească plăcere în ce fac. Nu eu să am plăcere în ce a făcut Dumnezeu. Ci Dumnezeu să găsească plăcere. Apoi, în Vechiul Testament, Psalmul 1. Știe cineva cum se termină Psalmul 1? Domnul cunoaște calea celui neprihănit, dar calea celor răi? Observați? Domnul recunoaște, aprobă, e de acord. De ce? Pentru că toată ziua stă și cugetă la legea lui. Cum să fac după legea lui Dumnezeu? Cum să-i fiu plăcut lui Dumnezeu? Nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși, nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori, ci zi și noapte sunt frământat de înțelegerea și trăirea legii lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu recunoaște, aprobă, e de acord. Mulți, spune Domnul Iisus, vor veni în ziua aceea și vor zice, Domne, noi am fost ai Tăi. Adu-ți aminte ce predici am ținut, adu-ți aminte ce minune am făcut, adu-ți aminte câți draci am scos în numele Tău. Spuneți-mi, vă rog, ce va spune Domnul Iisus? Pare rău, nu vă recunosc ca fiind ai Mei. Niciodată nu v-am recunoscut ca fiind ai Mei. De ce? Pentru că ați fost preocupați de voi, de propriul lor vostru succes, de libertățile voastre, de a mă folosi pe mine pentru a vă înălța pe voi, pentru a trăi. Voi m-ați folosit pe mine. Niciodată nu m-ați recunoscut ca Domnul pentru care trebuie să trăiți. Și întotdeauna v-ați pus pe voi în centru, egocentrismul, și ați folosit tot și toate ca să trăiți. În concluzie, există un drum al falsei cunoașteri. Și drumul, în esența lui, înseamnă preocuparea de tine. Stai și gândește-te. Și atunci când sunt dileme, când trebuie să iei decizii, cum funcționează mecanismul? Te gândești doar la tine? Doar la beneficiile tale? Doar la libertățile tale? Doar la drepturile tale? Sau ce-i pe inima ta este dorința de a trăi pentru Dumnezeu?
dorința de a-i fi plăcut, dorința ca el să se uite la ceea ce faci și să se desfete în ceea ce vede. Și în funcție de cele două, ai pornit pe drumul falsei cunoașteri sau pe drumul cunoașterii adevărate.